Prezent, această stație de epurare asigură serviciile pentru localitatea Mihail Cohămiceanu, urmând ca în etapa a doua să intre această stație de epurare și unitatea administrativ teritorială Nicolae Bălcescu. Este o stație de epurare foarte modernă, care pe lângă treptele de epurare pe care de acum noastră le cunoaștem, că a fost gata ori lângă noi, ca element de noutate are o treaptă de epurare de tratare cu ultraviolet. Deci apa care a fost epurată, care a fost tratată mecanic, chimic, care a suferit toate aceste procese de epurare, în final, înainte de a fi deversată în emisar, este tratată cu ultraviolet. Este, după cum știți, o ambiție și o inițiativă a companiei noastre, care este pionier național în acest domeniu, de a introduce acest tratament cu raze ultraviolet, atât apa potabilă, cât și, vedeți aici, apa uzată. Tratamentul cu raze ultraviolete ce face, distruge în proporție de 99,99% orice urmă de germen, bacterie, microb, virus. Apa este practic, din punct de vedere organoleptic, chimic, bacteriologic, mecanic, este o apă curată ca apa de izvor. Fără glumă, nu este o figură de stil, este o apă care ar putea chiar fi dată în circuitul consumului populației.